apune în curând soarele și ne tragem sufletul în casa Domnului după o săptămână de alergare. Așa este? E răcoare? E bine? E liniște? E și cântare? Eu credeam că trebuie să încep, că m-am uitat că nu e cor. Mi s-a spus că este muzică la Bacău. Întotdeauna nu lipsește muzică la Bacău. Mulțumim pentru o cântare. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru 7 zile sau 6 zile care s-au scurs în călătoria noastră către Împărăția Cerurilor. Așa am început în seara aceasta închinarea noastră, mi-e dor de cer. Uneori suntem ispitiți să privim în urmă cum a fost, să calculăm, să mai evaluăm, însă ziua de sabat este darul lui Dumnezeu să spună privește destinația încă o dată. Ai mai făcut niște pași, nu te-ai depărtat de țintă, ci privește-o, scrutează-o încă o dată. De aceea, pentru seara aceasta, atunci când fratele Burlacu, fratele pastor, m-a întrebat care e titlul temei, am spus Sfânta Speranță. Așa mi s-a părut cel mai nimerit pentru a începe o zi de sabat. Și așa spune 1 Corinteni, capitolul 13, așa se încheie. Îl cunoaștem, îl citim la anunț, îl citim și în alte ocazii. Acum, dar. Și acum, dar, după încă 6 zile de călătorie pe acest pământ către Împărăția lui Dumnezeu. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Vorbim despre credință, vorbim despre dragoste. Haideți să ne oprim la acest pilon, la acest stâlp al credinței noastre sau al spiritualității noastre, care înseamnă nădejdea. Și tot Apostolul Pavel este cel care spune în Romani capitolul 5 ceva despre această nădejde care ajută în această luptă a credinței pe care o ducem din dragoste pentru Mântuitorul nostru și pentru făgăduințele sale. În Romani, capitolul 5, să citim nu numai versetul 5, de la versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Am ajuns la nădejde. Și acum, în versetul următor, face un mic comentariu despre această nădejde. Însă nădejdea aceasta, deci aceasta nu altă nădejde, nu înșeală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nădejde. Nădejdea are fața îndreptată în ce privește timpul într-o anumită direcție. În care anume? Nu privește spre trecut, nu privește nici în prezent, nu se oprește. Ați văzut că prezentul e plin de necazuri uneori, încercări, cum spune aici textul. Nădejdea privește spre viitor. Așa este, da? De ce este nădejde? Va fi. E la timpul viitor. Și cum vede nădejdea viitorul? Cum se arată acest viitor? Este spus foarte frumos de Apostolul Pavel, însă nădejdea aceasta nu înșeală. Implicit acest cuvânt spune ceva, și anume de multe ori noi în lupta cu viața nădăjduim ceva mai bun, nădăjduim ceva mai frumos, vrei mai liniște, vrei pace, vrei mai multă bunătate, vrei să se schimbe lucrurile, să te schimbi tu, vrei în familia ta, vrei în biserica ta, în lumea în care trăiești. Însă multe din aceste nădejdi sunt nădejdi înșelătoare. Sunt niște imagini care se arată undeva la un orizont, ca în pustie, ți se pare că este apă, mai faci cu greutate, cu dificultate, încă un pas, te târăști, încă un metru și încă, numai ca să constați că nu e apă, ci e mirajul acela optic, e fata morgană. Cum am cântat noi? Mi-e dor de cer, pământ, la orice pas, mai înșelat. Mereu am aruncat speranțe, mereu am aruncat nădejdi. Și nădejdile acestea, Mântuitorul în seara aceasta dorește, cred eu, și de aceea a pus rămân aceste trei, să ne aruncăm
și sufletul nostru și spiritul nostru către această nădejde care nu înșeală. E o nădejde care nu dezamăgește. Ascultam cândva un ciclu, îl ținea un coleg pastor mai mare și pusese titlul acesta extraordinar de frumos, Speranță fără iluzii. Câte speranțe nu sunt iluzorii. O speranță fără iluzii. O speranță care nu înșeală. Să faci pasul către viitor, să treacă ziua, să înaintezi și să știi că atunci când ajungi acolo, este nu numai așa cum ți-ai imaginat, este mult mai mult decât ți-ai imaginat. E biblic ce am spus, este mult mai mult, depășește orice imaginație. Ce chip are această nădejde? În ce se concretizează nădejdea aceasta? Noi o putem concretiza în niște lucruri, în niște stări, în niște atitudini, dar nădejdea aceasta are în ea un chip foarte personal. Se întruchipează în ceva. Iarăși nu e nimic ermetic și nu e nimic care să nu știți. Deci toți am putea să luăm examenul acesta. Dacă ar fi să identificăm la nivel personal care este persoana care întruchipează nădejdea unui creștin, cine este aceasta? Da? Spune tot Apostolul Pavel. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu este altcineva. Citeam săptămâna aceasta o istorie care am mai auzit-o în alte variante. O carte scrisă de un medic adventist și la un moment dat vorbește despre funcția aceasta a dragostei și a nădejdii. Sunt combinate, observați, credința, nădejdea, dragostea. Vorbește despre o familie, familia Ayala. În familia aceasta, fetița Anisa, la un moment dat se simte rău, nu vrea să meargă la doctor, spune că avea o frică, dar nu cred că nu mai ia, că mergea la toți copiii de injecții, nu cumva să vadă seringă. Dar lucrurile s-au agravat și la un moment dat, după o săptămână și ceva, au trebuit să meargă la doctor. Analize și rezultatul unul teribil, o leucemie, un anumit tip. Copilul acesta mare de trăit maxim între 3 și 5 ani, așa cu bunăvoință medicii au spus că mai poate trăi. Urgent, transplant de măduvă. Analize medicale, tatăl, mama și frățiorul mai mare, niciunul dintre ei nu este compatibil, deci nu se poate. Merg la banca de rezerve. Nici acolo nu este absolut nimic compatibil. Și singura soluție, încă un frățior sau o surioară, adică mama și tata, să se gândească la încă un copil. Nici aici nu este garantat, ci este unul din patru ar fi posibil, așa spun medici. Și cu toate neajunsurile vârstei și a altor lucruri, se naște Marisa în perioada aceasta. Așa i-au pus numele la micuța care s-a născut, încă o surioară. Intervin medicii, chirurgie, curge sânge și Anisa este salvată. De ce au făcut, întreabă medicul, părinții aceștia, aceste gesturi disperate, de ce au acceptat ca un alt copil să apară în familie și să fie pus pe masa doctorilor, să ia bisturiul, să-l taie pur și simplu? Aveau o speranță. Și care era speranța aceea? Că își vor salva copilul. Și declarația părinților a fost la urmă aceasta. Părea că ne vom pierde fetița, copilul. Și la urmă, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două fetițe. Și Anisa și Marisa, în familia Ayala. O istorie, probabil că s-a mai întâmplat într-un fel sau într-altul, și în alte cazuri similare, neapărat leucemie, dar vorbește despre cineva. Și nu este ușor de, nu este greu de descifrat această parabolă de viață. Și anume, ca să fiți salvați de această boală extrem de gravă, practic nu are leac,
mai aveți nevoie de un frate care să se nască între voi. Care este acest frate? Știm. De aceea spune Apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Este o nădejde escatologică, spunem noi, în termeni așa puțin mai tehnici, adică privește sfârșitul, a doua venire, împlinirea tuturor făgăduințelor lui Dumnezeu. Dar de când s-a dat prima făgăduință din Geneza, El este speranța noastră, El este nădejdea care ne vindecă. De prima dată când s-a spus sămânța ta, vrăjmășie voi pune, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. De atunci este așteptat. Și este așteptat într-un suflet mereu plin de nădejde. Plin de nădejde că atunci când va veni El, problemele acestea pe care nimeni absolut nu le poate rezolva. Așteptările acestea pe care mereu ni le-am pus și care mereu ne-au înșelat. El a venit și le-a rezolvat într-un mod clar, sigur, indiscutabil, nimeni nu se poate îndoi. De aceea avem cartea aceasta atât de frumoasă, se numește Viața lui Iisus în românește sau Hristos, Lumina Lumii, în original se numește Dorința Veacurilor. Este o carte care exprimă așteptarea lumii întregi. De fapt, de când omul a ieșit din grădina Edenului, mereu își aruncă speranța undeva. Speranța că va fi ca la început. Dar speranța aceasta trece mereu prin cineva. Și cine este acesta? Nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos. Nu e nicio noutate. Dar este o zi de sabat în care Domnul Sabatului dorește ca să mă vindece de scepticism, de îndoială, să mă ferească de depresie, de descurajare, să-mi dea curaj pentru că încă o nouă săptămână de alergat în lumea aceasta. Ne bucurăm chiar și în necazuri, spune cuvântul acesta, necazuri. Sunt necazuri în această lume? Le mai întâmpinăm? La Bacău mai sunt? Nu se împuținează nicăieri pe grup. Iar aceasta reclamă mereu prezența cuiva. Cum îl abordez pe cel care este nădejdea? Cum te îndrept spre el? Aici este cheia pe care aș vrea să o pun pentru meditația noastră. Că suntem aici în sală, că cineva urmărește pe ecran, în altă parte. Cum ne îndreptăm către cel care este nădejdea sufletului nostru? Cel care vindecă copiii noștri, care vindecă familia noastră, care de fapt ne sporește bucuria și mereu ne sporește familia de credință a celor care vor spune, iată Dumnezeul nostru. Aici în Vechiul Testament, în Numeri capitolul 24, este un om al lui Dumnezeu care aruncă această speranță extrem de frumos și de strălucitor înainte. Însă cum se întâmplă cu viața lui? Care este realitatea acestei nădejdi pe care sufletul lui a tezaurizat-o, a adunat-o? Uitați cum se exprimă. Citesc din cartea Numeri, capitolul 24, 174 sau 175, traducerea Cornilescu. De la versetul 15. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui ochi sunt deschiși. Deci în orice ipostaz ar fi fost, el nu-și pierdea niciodată perspectiva. Și uitați ce vede omul acesta, al cărui ochi mereu sunt deschiși, și spune în versetul 17, e atât de frumos, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, străpunge la râurile Moabului și așa mai departe. Cine este steaua pe care o vede Balaam în profeție, despre care vorbește atât de frumos? O stea răsare din acolo, îl văd, este atât de glorios, este atât de... îi umple și sufletul și uită absolut de
tot ce este în jurul lui, de realitatea imediată. El era chemat pentru ceva acolo de Balac, da? Să facă cu totul altceva. Cine este? Nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos. Este momentul când această nădejde inundă sufletul. Și se vede că el mereu se lupta cu această nădejde în sufletul său, ca această nădejde să devină dominantă. La capitolul 23, versetul 10 spune așa, o pagină înapoi: cine poate să numere pulberea lui Iacov și să spună numărul unui sfert din Israel și rugămintea lui? Observați, spre viitor proiectează o nădejde. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Mi-e dor de cer, exact cântarea noastră. Și totuși, în sufletul lui Balaam se dă o luptă. Și lupta este exact aici, în domeniul acesta al nădejdii. Care nădejde domină în viața lui? Însă nădejdea aceasta nu înșeală, dar în sufletul lui, pe acest câmp de luptă, nădejdea care nu înșeală, steaua din Iacov, finalul acesta atât de frumos ca celor neprihăniți, se luptă, se confruntă cu nădejdele înșelătoare ale acestei lumi. Și Balac apelează exact la aceste nădejde ale lui. Și spune: vino, te rog să rostești un blestem împotriva acestui popor, poporul lui Dumnezeu, și îți voi da. Și citim aici, i-a făcut niște promisiuni. Dacă întreb acum, pe o istorie pe care am citit-o și am răscitit-o, care este finalul acestei confruntări dintre nădejdea care înșeală și nădejdea care nu înșeală în experiența lui Balaam? Da? Este unul tragic. Este unul, zice la un moment dat în Biblie, Apostolul Pavel: a fost cu mine, dar m-a părăsit. Din dragoste pentru lume a plecat. Celălalt mi-a făcut mult rău. Adică oamenii care s-au atașat, dar care la un moment dat, ascultam o predică, o ținea un fostul trezorier al Conferinței Generale la o întâlnire la diviziune și ne vorbea despre Noe, despre corabia lui și despre tâmplarii lui Noe. E un subiect foarte interesant și citind puțin prin spiritul profetic am văzut că și sora White vorbește despre tâmplarii lui Noe. Oameni care s-au angajat să-l susțină pe Noe în proiectul acesta. Oameni care au zis: Noe știe ceva, și l-au crezut. Și au aruncat speranța dincolo de potop, să supraviețuiască, să se numere printre supraviețuitori. Și au venit cu profesionalismul lor, să spun, da? Cu expertiza lor. Lucrez la o corabie care trebuie să salveze viața. Și același frate ne povestea cum se lucrează la avioane, de exemplu. Când ești în aer, cum vrei să fie avionul, acest aparat care zboară? Cum trebuie să fie făcut, da? Nu ai cum să tragi pe dreapta, nu ai cum să-l repari, nu poți să faci pană de nimic, acolo n-ai voie să faci. Și spunea cum singur, în tinerețe, cu încă cineva, având toate licențele respective de pilot și așa mai departe, și-au construit avionul. Un avion în care zbura o singură persoană. Era de un zbor de plăcere. Nu permiteau la nimeni să lucreze decât numai ei singuri. Dacă cineva trebuia să facă ceva, ei verificau de 100 de ori tot ce a făcut altcineva. Pentru că acesta era simțământul: eu mă voi urca acolo, îmi voi încredința viața acestui aparat și acest aparat trebuie să funcționeze. Eu am o nădejde care nu înșeală, o nădejde care nu se scufundă, care nu se rupe când dă de furtună, când dă de necazuri, care nu-și termină combustibilul, cum spune despre fecioare neînțelepte: s-a terminat unde lemnul, s-a terminat rezervorul, ce fac? Apocalipsa 14 spune că suntem prin mijlocul cerului. Dacă ți se termină uleiul acolo, combustibilul, dacă ți se defectează motorul sau altceva al credinței sau al nădejdii sau al dragostei acolo, în aer, tâmplarea lui Noe, că despre ei am început să spun, au lucrat la un moment dat și au aruncat speranța împreună cu Noe, au crezut și rând pe rând, sub presiunea opiniei publice, și-au reorientat nădejdea în lumea
imediată, contemporană lor. Știți că Domnul Hristos spune în Evanghelia după Luca la un moment dat, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ne aducem aminte de atâția oameni, dar de ce de soția lui Lot să ne aducem aminte? Exact de același lucru. Dumnezeu i-a spus, aruncă-ți nădejdea dincolo, acolo e salvarea. Și ea s-a întors și și-a aruncat nădejdea de fapt unde? Înapoi în Sodoma. Sabatul este exact pentru lucrul acesta. Ești pe calea credinței, sau cum spune cântarea, ești pe calea mântuirii, mergem spre paradis, cântăm până ne emoționăm până la lacrimi și sufletul vibrează, mi-e dor de cer. Dar mi-e dor și de comorile lui Balac, mi-e dor și de o oră încă petrecută pe lumea aceasta care mereu ne-a înșelat la orice pas. Care este dominantă dintre aceste nădejdi? Și în momentul când nădejdea aceasta care nu înșeală, ia un chip Domnului Iisus Hristos, în momentul acela, toate celelalte lucruri încetează să-și mai facă prezența simțită. Gândiți-vă la familia aceasta, familia Ayala, despre care v-am povestit la început. Dacă trebuie această operație, măduvă căutăm pentru fica noastră, trebuie transplant. Credeți că au spus, nu umblăm la economiile acestea, nu vindem aceasta, nu facem cealaltă, trebuie să ne ducem în concediu, trebuie să ne luăm mașină? Credeți că au spus așa ceva? Gândește așa ceva? Un părinte care este disperat să salveze copilul? O nădejde pe care o urmărești cu disperare ca să ți se împlinească, pentru ea dai absolut totul. Pentru ea renunți la toate celelalte nădejdi înșelătoare. Pentru ea faci clar pe acest orizont al credinței și dragostea aceasta purifică acest orizont de toate aceste valuri, de toate aceste vânturi, de toți acești nori trecători și faci ca acest orizont să fie clar, și anume Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu, nădejdea care nu înșeală. Iată, am mai trecut o săptămână și am făcut pași în direcția aceasta. În timp am făcut pași. I-am făcut și cu sufletul nostru. Și nu este un gest egoist să mă gândesc dacă eu sunt sigur de împlinirea acestei nădejde. Mântuitorul, când a venit pe acest pământ, când Tatăl Ceresc a spus să se nască Fiul care să aducă viața omenirii, acest fiu a venit cu un anumit preț și această nădejde are un anumit preț. Citeam despre Abraham încă o dată, cum mergea pe drumul spre Moria cu Isaac. Cum merge Abraham? Au fost niște nuanțe pe care eu nu le-am observat, cel puțin până acum. Poate dumneavoastră le-ați notat. Și anume, în capitolul acesta 22 din Geneza, Abraham nu vorbește mai deloc. E tăcut. Și Dumnezeu îi spune, ia-l și du-l pe altar și adu-mi-l jertfă. Sunt întrebări? Când Dumnezeu îți dă porunca aceasta, ai întrebări să-i pui sau nu ai întrebări? Observați cum este generația aceasta, la orice punem întrebări și internetul ne permite să punem câte întrebări vrem, să fim de acord, să nu fim de acord, da? Să aprobăm, să dezaprobăm. Dacă citim doar câteva capitole mai înainte, că istoria e scurtă, în jur de 10 capitole pentru Abraham, de pe la capitolul 12 din Geneza, Abraham nu este un om perfect. Știți că are și el ezitările lui, da? Cine este Sara? Păi, da, stați să vedem cine este, da. Și alte lucruri de genul acesta. Dar acum când Dumnezeu îi spune un lucru care pur și simplu siuie urechile, îți răvășește nu numai viața, îți răvășește și credința. Fiul acesta este speranța mea, da? Ca nisipul mării, ca stelele cerului. Și acum adu-l jertfă. Avea motive să gândească, să comenteze, să întrebe, să caute citate, să caute texte din Biblie, vorbesc în limbajul nostru, să consulte. Am auzit bine, poate trebuie să merg la psihiatru, poate... Este ceva de genul acesta? În tăcere merge.
pace. Și o altă întrebare era, de ce anume acest capitol este pus așa de la început în Biblie, capitolul 22 din Geneza? N-am ajuns la final. Cineva ar putea să spună, dacă așa este Dumnezeu, dacă cere lucruri de felul acesta de la cineva, atunci nici nu citesc mai departe în Biblie. Parcă n-aș pune capitolul acesta chiar acolo, l-aș lăsa pe cineva să se mai obișnuiască cu Dumnezeu, să știe ce înseamnă experiența cu Dumnezeu, să-l pun mai la urmă. Dumnezeu este foarte cinstit, foarte onest și pune exact la început. Și cel care vorbește în acest capitol cel mai mult este tocmai Dumnezeu. Și tot în această descriere este o analiză, să spunem, emoțională a lui Abraham, ceea ce nu apare în Biblie. Abraham merge, tace, dar nu ni se spune că este zbuciumat, nu ni se spune că se frământă, nu se spune nimic de lucrul acesta. Și de asemenea, când Domnul spune ajunge și cuțitul urma să cadă, iarăși nu se spune nimic în Biblie că Abraham a strigat de bucurie și a luat fiul în brațe și a spus, Doamne, mulțumesc, o cântare de laudă, scrie așa ceva. Nici asta nu scrie. E ceva așa de normal. De ce este așa? Avram nu pe degeaba este numit părintele credincioșilor, nu degeaba este numit prietenul lui Dumnezeu. De ce anume? Credință ca Avram. Și el a făcut lucrul acesta cu o nădejde. Ne spune în 11 în Evrei, în capitolul 11, Apostolul Pavel. De ce a făcut Abraham prin credință gestul acesta? Ce nădejde era în inima lui? Că și din morți Dumnezeu putea să... Deci cel mai important este ca această nădejde care nu înșeală să fie modelată de această voință a lui Dumnezeu. Și spune, pe aici este drumul, pe aici este cărarea. Să știi că nu te-ai rătăcit, să știi că dacă dai de încercări, dacă dai de necazuri, dacă dai de probleme, totul este să nu-ți pierzi steaua polară. Totuși, totdeauna să știi unde să privești. Să cânți din când în când, mi-e dor de cer. Să nu uiți direcția în care ai plecat. Nici nu se zbuciumă. Observați, sunt extremele emoționale pe care cineva ar putea să le trăiască. Să meargă într-un zbucium extrem și după aceea să trăiască o bucurie extremă. Da? Să nu mai știe ce spune de bucurie. Ori Abraham nu trăiește la capete. Abraham este mereu pe drum. Și a învățat să meargă cu Dumnezeu, având această speranță, această nădejde, că de fiecare dată Dumnezeu își împlinește cuvântul și îl împlinește cel mai bine, indiferent de logica noastră, indiferent de aprecierile noastre, indiferent de modul cum socotim noi lucrurile, cum evaluăm, corect, incorect, bun, rău, îmi face bine, îmi face rău, dacă a zis Dumnezeu, este seringă, este bine, este medicament, este bine, este bisturiu, este bine. La urmă, cum ești? Sănătos? Ești pe drum și nu te bate niciun vânt și ai o credință care nu e bazată pe emoții, ci ai o credință care e bazată pe o nădejde vie care nu înșeală. Această nădejde poartă un nume și anume numele acesta este Mântuitorul Iisus Hristos. El vine curând. Am primit în săptămâna aceasta semne că vine curând Mântuitorul? Ați mai primit niște confirmări că este foarte aproape, este la ușă și nu trebuie decât un moment ca să deschidă ușa și să pășească în lumea noastră. În momentul acela va fi împlinirea oricărei nădejde, pentru că în momentul când vine Mântuitorul, atunci nu mai ai nimic pe listă care ai dori și pe care El să nu-L fi adus. Aduce totul. Însă până când se arată pe norii cerului, Mântuitorul spune și în seara aceasta, iată nădejdea, leacul pentru orice îndoială, pentru orice depresie, pentru orice stare de descurajare, iată nădejdea bate la ușa ta. Eu stau la ușă și bat. Bate la ușa inimii, la ușa familiei, la ușa bisericii, la ușa acestei lumi. Dacă aude cineva și deschide, nădejdea nu înșeală și în curând vom vedea împlinirea ei. Să facă Dumnezeu să fie acest sabat un sabat al învierii și al întăririi acestei nădejde. Și cât mai curând să o vedem împlinită cu ochii noștri. Până atunci să-i spunem bun venit Domnul Hristos în seara aceasta între noi și îi mulțumim că și-a luat timp printre toate responsabilitățile pe care le are, să ne exprimăm în termenii noștri, să vină în seara aceasta la ora 8 și să fie prezent la adunare.
A fost sau nu a fost aici, da? Adică continuă să fie. E cel mai prețios lucru, va merge cu noi și acasă. Să fie slăvit, pentru că este nădejdea fiecăruia dintre noi. Amin. În numele scump al Mântuitorului vom închide serviciul divin din această seară intonând spre slava lui Dumnezeu imnul 497, Sfântă speranță în inimă purtăm, că Domnul vine în curând. Vom cânta din toată inima și cu credință.
Îți mulțumim, Tatăl Ceresc, pentru faptul că am răspuns îndemnului Duhului Sfânt și am fost prezenți în această seară în locașul tău de închinare. Te rugăm să ne binecuvintezi. Te rugăm să primești mulțumirile noastre pentru solia pe care tu ne-ai pregătit-o, solie care este plină de speranță și îți mulțumim, Tatăl Ceresc, că toate făgăduințele tale sunt pline de speranță și avem asigurarea că tu ne vei da dacă noi vom cere după voia ta. Te rugăm să ne sfințești, să ne călăuzești și să ne ocrotești mai departe. Ajută-ne, Doamne, ca în împărăția ta niciunul din cei care suntem prezenți să nu lipsim și să-ți aducem laudă în veci de veci. Amin. Amin.